Procurorii fac joc cu structurilor de stat și hărțuiesc oamenii. El a atras atenția asupra problemei, indiferent în ce formă. El creativ ne-a spus că iată aici este o problemă. A ONU trecând pe stradă, văzând sculptura asta enorm de mare, cum el trebuie să înțeleagă că este vorba despre problema că procurorul... Te apropii și întrebi. Anatol a vorbit prin intermediul mass media, la protestul lui au venit peste 20 de televiziuni și toți au transmis fidel mesajul lui Anatol. El a spus că dedic această operă de artă procurorilor corupți. Și el spune că am în spatele meu...